Motiv de bucurie pentru locuitorii comunei Valea Râmnicului. Realizarea unui pod de trafic ușor peste Albia râului Râmnicu-Sărat este tot mai aproape de concretizare. Zilele trecute a fost semnat contractul de finanțare a proiectului care vizează construirea unui pod de trafic ușor peste Albia râului Râmnicu-Sărat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Autoritățile din comuna Valea Râmnicului speră ca lucrările de execuție să înceapă în 3 luni, dacă nu vor fi contestații. Am semnat contractul de finanțare privind construirea podului de trafic ușor peste Albia râului Sărat. Așa, vreau să chiar vă spuneam, puntea asta de 1000 de ani va fi de acum istorie. Acum suntem deja în perioada de licitație. Am depus deja în SICAP. Urmează ca în 3 luni de zile maximum să avem câștigătorul licitației. Ne-am bucurat dacă am scăpat de acele contestații interminabile, poate fi un câștigător corect și din octombrie vom începe lucrările. Podul de trafic ușor peste Albia râului Râmnicu-Sărat va fi construit în zona Vechii Punți, care face legătura dintre localitatea Valea Râmnicului și municipiul Râmnicu-Sărat. Va avea lungimea totală de 328 de metri, din care efectiv podul va fi de 200. Restul sunt acei umeri de câmp la poduri, acum modern. Cu ocazia asta vom și dirija apa să nu mai fie pe lângă mal, să fie prin mijlocul Albiei. Lățimea va fi de 4,5 metri și cu stânga-dreapta câte 1,5 metri pentru trotuar. Deci vă dați seama că va fi suficient. Deci toată lățimea va fi de 7 metri, va fi și pentru pieton și pentru traficul ușor până la 3,5 tone. Primăria municipiului Râmnicu-Sărat este partener în cadrul acestui proiect. Acordul de parteneriat între cele două unități administrativ-teritoriale a fost aprobat de consilierii locali în urmă cu aproape 2 ani. Suntem parteneri în acest proiect prin simplu motiv că jumătate de Albie este Râmnicului-Sărat, jumătate de Albie este a noastră. Acum greul proiectului ne aparține. Deci noi am făcut studiul de fezabilitate, deja toate avizele am alergat. Și reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat se bucură de reușita vecinilor din comuna Valea Râmnicului. Este un demers comun inițiat de comuna Valea Râmnicului, un parteneriat pe care îl desfășuram de ceva vreme și practic în locul actualei punți care unește cele două localități vom avea un pod pentru traficul ușor, dar care cu siguranță va da posibilitate pentru o circulație în siguranță a tuturor celor care trec dintr-o localitate într-alta. Sperăm ca în primăvară lucrările să înceapă și astfel cele două localități să fie legate și printr-o construcție durabilă, care vine după probabil de zeci de ani de existența acestei punți dintre comuna Valea Râmnicului și municipiul Râmnicu-Sărat. În prezent, cetățenii din comuna Valea Râmnicului folosesc o punte pietonală deteriorată pe care traversează râul Râmnicu-Sărat în zona fostului abator din municipiu.